Rikito Watanabe a fost jefuit în plină zi, în mijlocul orașului Tokyo. El a rămas fără pașaport și fără bani, ceea ce îngreunează întoarcerea în România. Rikito Watanabe, fostul concurent șef la cuțite, trece printr-o perioadă foarte neagră în viața sa. Recent, acesta s-a întors în Japonia după ce a aflat că starea de sănătate a mamei sale se degradează rapid. Acesta a plecat de urgență din România după ce mama lui s-a stins din viață. Acesta a cucerit publicul român în urma apariției în cadrul emisiunii Șef la cuțite, sezonul 9. Rikito era mereu cu zâmbetul pe buze și emana o energie pozitivă de bordantă, tragedia care a zguduit viața lui Rikito Watanabe. Tânărul asistent bucătar, aceasta avea doar 51 de ani, iar moartea sa l-a afectat profund pe tânăr. Sunt în stare de șoc, scria el la acea vreme pe rețelele de socializare. Potrivit unei surse, femeia se confrunta cu dependența de alcool. Ea mergea la terapie și chiar fost internată și la o instituție de specialitate, când era bolnavă. Mama mea s-a uitat la show de la antena una unde am fost. Doar că ea nu știa limba română deloc. Totuși, a râs și era bucuroasă pentru mine. Am vrut să o scot într-o vacanță, să o aduc în România, să o iau oriunde cu mine. Mi-e dor de tine, mama. Te iubesc cu tot sufletul și inima mea, a mai scris asistentul bucătar. Ce a pățit Rikito Watanabe în plină zi în mijlocul orașului Tokyo? După acest eveniment tragic, Rikito Watanabe trece printr-o situație dificilă din cauza că a fost jefuit. În urma jafului, tânărul a rămas fără bani, fără pașaport și fără vreo șansă de a se întoarce prea curând în România. Acestuia i-a rămas doar ceasul de la mână și probabil voioșia caracteristică pentru a trece peste momentele dificile.